În dimineața asta vreau să vă spun, vreau să încep o serie de mesaje cu privire la nădejde, speranță. Dar Dumnezeu azi noapte mi-a vorbit un lucru pe care îl am în inima mea și care mă frământă de mai multă vreme și despre asta voi vorbi în această dimineață. Vreau doar să vă spun că încetul cu încetul o să avem notițele mesajelor în fiecare duminică și astăzi puteți să găsiți notițele în linkul de la comentarii pe YouTube, cred, și pe Facebook. Așa că puteți să aveți notițe și acasă. Facem lucrul ăsta în special pentru cei care sunt în grupuri mici, ca să puteți să dezbateți ceea ce vorbim în grupurile voastre și începând de astăzi, nădăjduiesc să putem să facem lucrul ăsta în mod regulat. Când ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, vreau să avem această înțelegere clară. Există trei feluri în care poți să abordezi ceea ce Cuvântul Lui Dumnezeu spune. Să stai în indiferență, ăsta e unul, mulți aud ceea ce Dumnezeu vorbește și sunt indiferenți. Dar nu doar asta se întâmplă. Poți să te lași cercetat de Cuvântul Lui Dumnezeu și asta este ceea ce îmi doresc să se întâmple eu personal în această dimineață. Și mai este o opțiune. Ultima opțiune și cea mai păcătoasă și mai nasoală decât indiferența, este să rămâi ofensat. Poți să rămâi ofensat. Cuvântul Lui Dumnezeu a ofensat mulți oameni de-a lungul istoriei. Și Cuvântul Lui Dumnezeu are această putere de a ofensa pe cei ce umblă de parte de Dumnezeu, pe cei ce umblă în răzvrătire și ori de câte ori auzi Cuvântul Lui Dumnezeu și ești ofensat, dragul meu, vreau să spun lucrul ăsta. Ai inima necurată înaintea Lui. O inimă necurată întotdeauna duce la ofensă. O inimă curată și un spirit care îl caută pe Dumnezeu duce în acel loc în care cauți să te curățești, să te sfințești înaintea Lui. O inimă necurată scoate în afară ofensa. Și mă rog ca în această dimineață Cuvântul Lui Dumnezeu să ne cerceteze mai degrabă decât să rămânem ofensați. Este o cheie care deschide trezoreria Împărăției Lui Dumnezeu. Și despre această cheie care deschide trezoreria Împărăției Lui Dumnezeu vreau să vorbesc în această dimineață. Ea se numește frica de Domnul. Frica de Domnul este cheia care deschide trezoreria lucrurilor Lui Dumnezeu. Și avem nevoie să cultivăm această frică de Domnul în aceste vremuri, în inimile noastre. Și rar am auzit oameni care să vorbească despre frica de Domnul și care să explice această temă a fricii de Domnul în biserică, cu toate că dacă luați fiecare verset în care este folosit frica de Domnul în Scriptură, și asta este ceea ce i-am îndomnat pe cei de la tineret, să ia fiecare verset din Scriptură și să citească orice verset din Scriptură unde apare frica de Domnul, ca să vadă cât de bogată este această temă în Scriptură și cât de multe promisiuni sunt pentru oamenii care se tem de Domnul. Cele mai multe promisiuni, dacă vrei să știi clar lucrul ăsta, cele mai multe promisiuni pe care Dumnezeu le face în Scripturi sunt în contextul fricii de Domnul. Domnul vine și spune, dacă te vei teme de mine, voi face. Și sunt o grămadă de lucruri pe care El le promite că le va face. Isaia 33, versetele 5 și 6, okay, sunt două versete care vorbesc despre ceea ce Dumnezeu face când un om cultivă frica de Domnul în viața lui. Acum, când te gândești la frica de Domnul, la ce crezi că se referă Scriptura? Crezi că se referă la a umbla așa cumva tremurând, gândindu-te că Dumnezeu este prezent acolo și că dacă nu faci lucrurile cum ar trebui să le faci, o să fie o intervenție divină împotriva ta sau te cuprinde teama de fiecare dată când auzi numele Lui? La ce se referă această teamă de Dumnezeu? Și asta vreau să vorbim în dimineața asta, la ce se referă teama de Dumnezeu în Scripturi și cum poți să măsori această teamă sfântă. Cum se poate măsura ea? Dacă ai fi pus în fața acestei situații de a fi întrebat, hei, tu ai frică de Dumnezeu, cum măsori dacă ai sau nu ai această teamă, această frică de Dumnezeu? Vreau să vezi Cuvântul Lui Dumnezeu deschis, mai ales că sunteți acasă, la casele voastre, e foarte ușor să găsești pe undeva Biblia. În casa ta vreau să vă deschideți Cuvântul Dumnezeu la Maleahii, capitolul 1, pentru că Maleahii 1 vorbește despre frica de Dumnezeu. Și în Maleahii 1 este un dialog între Dumnezeu și poporul său.
Și Dumnezeu vine și spune în versetul 2, vreau să știți clar că voi sunteți iubiți de mine, că eu vă iubesc. Vă iubesc cu toată inima mea. Vine Dumnezeu și declară înaintea lor. Și ei dau un răspuns. Și te aștepta când Dumnezeu îți spune că te iubește, să spui, da, Doamne, prețuiesc lucrul ăsta, îmbrățișez lucrul ăsta în viața mea, mă bucur că sunt iubit de tine, dar răspunsul poporului este cu totul altul. Răspunsul poporului este, cu ce ne-a iubit? Cu ce ne-a iubit? Adică cum ne iubești? Și sunt convins că și noi avem uneori starea asta în care Dumnezeu vine și ne vorbește și spune te iubești și tu spui, da, Doamne, mă iubești? Nu văd lucrul ăsta. Cum spui că mă iubești? Unde-i iubirea ta? Pentru că nu o experimentez, nu o trăiesc, nu parcă este atât de departe de mine. Și eu vreau să vă spun lucrul ăsta, că totul se leagă de ceea ce vom vorbi azi. Pentru că următoarea afirmație a lui Dumnezeu este... Voi nu puteți să experimentați, nu că dragostea mea nu este acolo, ea este acolo dintotdeauna, eu sunt dragoste, dragostea mea se emană în întreg universul, dar voi nu puteți experimenta dragostea mea pentru că voi nu vă temeți de mine. Și orice om, indiferent cine este el, indiferent că ai titlul de pastor, că ești închinător, că ești un slujitor devotat înaintea lui Dumnezeu, dacă tu nu ai teamă de Dumnezeu, nu o să poți experimenta dragostea Lui. Pentru că dragostea lui Dumnezeu sau expresia sau experimentarea dragostei lui Dumnezeu este strâns legată de teama pe care tu o ai față de El. Și Dumnezeu vine și le dezvoltă lucrul ăsta. Ei vin și spun, Doamne, cum spui că ne iubești? Unde este dragostea că noi nu o experimentăm? Și El spune, problema voastră este lipsa de reverență. Versetul 6, El spune, un fiu cinstește pe tatăl său. Și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu. Și el vine și spune motivul pentru care dragostea mea pare așa de departe de voi. Este faptul că reverența și respectul este de fapt așa de departe de voi când vine vorba de mine. Și aceste lucruri nu se alineau la relația pe care ei pretindeau că aveau cu Dumnezeu. Și uitați ce spun mai departe. Ei spun, noi suntem copiii tăi. El spune, dacă sunt tatăl vostru, unde este respectul care mi se cuvine ca și tată? Ei spun, suntem slujitorii tăi. Iar el spune, dacă sunt stăpânul vostru, unde este onoarea pe care eu o merit? Și Dumnezeu le spune, voi vorbiți despre o relație cu mine, dar lucrurile care decur din această relație, eu nu le văd. Când ai o relație cu cineva, sunt niște lucruri care decurg din acea relație. Sunt niște expresii ale acelei relații. Și el vine și spune, voi pretindeți că aveți o relație cu mine, dar lucrurile care ar trebui să decurgă din acea relație, respectul, onoarea care se cuvin mie, nu le văd. De aceea lucrurile nu sunt ok. Ei nu au trăirea sincronizată cu lucrurile pretinse cu privire la relațiile lor cu Dumnezeu. De ce se întâmplă lucrul ăsta? El spune în mod repetat de ce se întâmplă lucrul ăsta. Versetul 6 spune, îmi desconsiderați numele. Îmi desconsiderați numele. În versetul 11 el vine și spune că și de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Și apoi versetul 14 spune, căci eu sunt un împărat mare și numele meu este înfricoșat printre națiuni. Și de aici avem definiția fricii de Domnul. E una simplă. Frica de Domnul se referă la a-i da reverență din pricina numelui Său. Din pricina numelui Său, din pricina cine este El, expresie sau răspunsul tău la cine este Dumnezeu, întotdeauna trebuie să fie reverența. Ce simte Dumnezeu cu privire la numele Său, devine și ne spune, din pricina numelui meu. Peste tot în Scriptură apare fraza asta, din pricina numelui meu. Vreau să știți că Dumnezeu are o privire înaltă cu privire la numele Său. El are o privire înaltă. Și în cuvântul lui Dumnezeu, motivul pentru care Dumnezeu are o privire înaltă cu privire la Dumnezeu este din pricina faptului că numele descrie personalitatea, descrie caracterul unei persoane. Vedeți, în ziua de astăzi, săptămâna trecută am fost la binecuvântarea unui copil și numele acestui copil nu era unul la mod în ziua de azi. Fetița s-a numit Ana. Ana, simplu. Un nume românesc, de fapt, din Biblie, ebraic, simplu, care nu e la modă. La modă azi e Vanessa, știu eu, Teresa, Esmeralda, Antonia și alte nume. Ana este un nume simplu, dar este plin de semnificație.
înseamnă favorul lui Dumnezeu, grația lui Dumnezeu. Plin de semnificație. Vreau să știți că în Scriptură, peste tot, când oamenii lui Dumnezeu dădeau nume copilor săi, numele lor erau pline de semnificație. Nu era ca să sune bine. Nu era așa un fel de Raul. Ok, avem și Raul în biserica noastră și un nume frumos. Era un nume care însemnau ceva. Chiar și Dumnezeu a folosit în felul ăsta. Știți că Dumnezeu s-a uitat la unul dintre îngerii săi, plin de strălucire. Și Dumnezeu l-a numit Lucifer. A avut strălucire în el. Și a spus, asta este caracterul tău, asta este ceea ce te caracterizează pe tine. Ești strălucitor. În mijlocul tuturor celorlalți, tu strălucești. Dar după ce diavolul cade în păcat, Dumnezeu îi schimbă numele. Și numele lui este Satan, care înseamnă împotrivitorul lui Dumnezeu, cel care se împotrivește, adversarul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a schimbat numele deoarece el și-a schimbat caracterul. Numele meu, Claudius, înseamnă șchiop. Dumnezeu mi-a schimbat numele într-o zi. Benaia înseamnă ceea ce Dumnezeu a zidit. Toată viața mea fără Dumnezeu a fost o viață de om care șchioapătă, care se plânge, care și uneori sincer că nu mai cunosc identitatea și nu sunt aproape de Dumnezeu. Umblă exact în lucrurile alea. Dar când Duhul Sfânt este peste mine, când viața mea este ancorată în Dumnezeu, sunt ceea ce Dumnezeu a zidit. Dumnezeu are respect, onoare pentru numele Său. Deci numele nu e ceva prin care chem pe cineva, ci reflectă caracterul cuiva. De aceea numele, când vine vorba de numele lui Dumnezeu, numele se referă la persoana Lui, la caracteristicile Lui, atributele, lucrurile pe care îl descriu pe El legat de cine este El. Și apoi, al doilea lucru care descriu un nume nu este doar despre persoană, ci este de poziția pe care El o are. El vine și spune, eu sunt un împărat, numele meu este mare, poziția mea este deasupra tuturor lucrurilor. Dacă știai cine sunt, nu te relaționai la mine așa cum o faci acum. E clar că nu știi cine sunt eu. Și, dragilor, felul în care noi ne comportăm uneori cu Dumnezeu scoate în evidență clar că noi nu știm cine este Dumnezeul nostru. Pentru că dacă am ști cine este Dumnezeul nostru, am avea un cu totul altfel de comportament. Și El vine și spune, voi folosiți numele meu, însă nu îl respectați. Dumnezeu spune că problema lor este lipsa de reverență, de respect la adresa Lui. Și gândiți-vă la noi. Pentru că Dumnezeu ne-a învățat că atunci când noi ne rugăm, să spunem în numele Său. Și acum vreau să înțelegeți ce înseamnă când spui numele Lui. În numele Lui Iisus folosit, e doar o formulă magică, fără putere, fără expresie, dacă atunci când spui, rostești numele Lui, nu ai respect și reverență în inima ta cu privire la El. Deci fraza numele Lui Iisus la sfârșitul rugăciunii contează doar dacă Iisus se simte onorat atunci când tu îi folosești numele. Doar atunci în numele tău va fi ceva ce va aduce manifestarea prezenței și a puterii Lui. Dacă nu avem reverență față de persoana Lui și poziția Lui, e inutil să-i folosim numele. El se va simți desconsiderat, dezonorat mai degrabă decât să vină și să lucreze în ajutorul nostru. Și oamenii aceștia foloseau numele Lui, însă nu îi dădeau respectul și reverență de care era vrednic. Și în Psalmul 89 este un psalm în care se deschid cerurile dintr-o dată și avem o imagine a ce se întâmplă în ceruri. Și este o imagine între Dumnezeu și dumnezeii din jurul Lui. Cei aleși de El să fie Elohim, să fie ființe care domnesc peste națiunile Pământului. Și Biblia vine și spune următorul lucru, că cine este în cer care se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între Fiul lui Dumnezeu? Și când vorbește aici despre Fiul lui Dumnezeu, nu se referă la noi, la Fiul lui Dumnezeu de pe pământ, ci se referă la fiii Lui care sunt în ceruri, înaintea tronului Său. Și El spune, Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui. Toți cei ce stau în jurul Lui, toți acești Elohim, Dumnezei, se tem de El, au teamă, au reverență sfântă înaintea Lui, pentru că Dumnezeu, vreau să știți, El nu poate fi tratat ca oricine altcineva, deoarece El nu este ca oricine altcineva. Nu îl poți reduce pe Dumnezeu la nivelul tău și totuși să-i spui Dumnezeu. Ceea ce mulți dintre noi facem. Reducem pe Dumnezeu, îl aducem pe Dumnezeu la sătura noastră și apoi îl numim Dumnezeu. Nu, scumpilor, Dumnezeu este detașat. Dumnezeu este separat de toată creația Lui. El este mult, 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 mult mai măreț, mai glorios, mai mare decât orice ființă creată. Nu are termen de comparație cu nimic din creația Lui. Există o distinție divină, o transcendență, o distanță între cine suntem noi și cine este El. Și distanța este ca distanță de la cer la pământ.
Niciodată să nu pierdem în vedere, în felul în care ne relaționăm la El, cine este El. Pentru că nu avem reverență față de El, nu simțim dragostea Lui. Și gândiți-vă că nici nouă nu ne place să stăm în compania celor care nu ne respectă. Nu ne place să stăm în compania celor care nu ne respectă. Nici Dumnezeu nu stă în compania celor care nu-L onorează, mai ales a celor care doar pretind că sunt copiii Săi. Credeți voi că Regele Regilor și Domnul Domnilor va veni într-un loc unde nu îi se acordă cinstea și reverența care îi se cuvânt? Credeți voi că Dumnezeul Măreț, înălțat, care este rege peste regi, va veni într-un loc în care nu simte că El este onorat și cinstit? Vine și ei ridică întrebarea asta. Versetul 6. Ei întreabă: cum am desconsiderat noi numele Tău? Ce am făcut? Și vorbind despre poporul Dumnezeu, ei pun această întrebare. Nu oamenii lume, nu oamenii din afară, ci cei ce sunt parte din poporul Său vin și întreabă: Doamne, cum Te-am desconsiderat? Vrem să știm. Cum spui Tu că noi am dezonorat numele Tău? Și Dumnezeu le dă răspunsuri. Dumnezeu le răspunde. El spune: aduceți daruri necurate, contaminate înaintea Mea. Și vă citesc versetele. Prin faptul că aduceți pe altarul Meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce Te-am spurcat, prin faptul că a zis masa Domnului este disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta. Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor? Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bună voință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Domnul vine și spune: voi veni și mă desconsiderați și după aceea veniți la mine și îmi cereți favoruri. Și el întreabă, Dumnezeu întreabă aici: credeți că Eu, după ce mă simt desconsiderat, dezonorat de voi, credeți că vă voi asculta? E o întrebare la care ei trebuie să-și dea răspunsul. Ideea este că Dumnezeu știe ce simțim pentru El. Și El măsoară ceea ce simți pentru El prin ceea ce îi dăruiești. El măsoară ceea ce simți pentru El prin ceea ce îi dăruiești. Aduci resturi, El știe ce simți pentru El, văzând ceea ce tu îi oferi. El spune: de ce mi-aduceți aceste lucruri pe care nu le puteți folosi? Resturi, vite oarbe, șchioape. Și vreau să mă auziți bine, Biserica Lumină. Atitudinea noastră de multe ori este: știi ce, cel puțin ți-am dat ceva, dar unui rege nu poți să-i dai orice. Și ceea ce aduceți, ceea ce oferiți, arată, indică înspre cât de mult mă prețuiți, spune El. Și El zice, faceți o comparație cu cei care îi onorați. Aici, în cuvântul Dumnezeu, spune despre guvernator. Ceea ce mi-aduceți mie, nu ați aduce unui om pe care îl respectați. Și acum vreau să știți, testul fricii de Domnul este următorul. Testul fricii de Domnul este în a cântări dacă ceea ce dai oamenilor, lucruri de primă clasă, e mai depres decât ceea ce dai lui Dumnezeu. Dumnezeu testează dacă ceea ce oferi oamenilor e mai de preț decât ceea ce îi oferi lui Dumnezeu. Și ceea ce îți dăruiești ție, ca și om, e mai de preț decât ceea ce îi dăruiești lui Dumnezeu. Poți să vii să-mi cânți, poți să vii să-mi spui ce vrei. Eu mă uit și cântăresc ceea ce tu faci. Și vă dau câteva pilde, ok? La cei online, vă dau câteva pilde. Sper să fie pe înțelesul vostru și sper ca, în loc să rămâi ofensat, mai degrabă să te lași cercetat. Și asta vă spun că Dumnezeu mi le-a spus direct mie. Unii dintre noi, dacă am merge la lucru, la fel cum venim la biserică, am fi concediați. Dacă te duce la lucru, la fel cum vii la biserică, ai fi concediat. În criza COVID, dacă te riști să mergi în locurile aglomerate, supermarket, mall, etc., pentru a-ți cumpăra pâine, entertainment, nu mai poți folosi aglomerația din biserică ca și scuză pentru a nu te contamina, pentru că în felul acesta îl dezonorezi pe Domnul. Adică te duci în locuri contaminate pentru lucrurile care sunt necesare ție, dar nu te duci în locuri contaminate când vine vorba de a te întâlni cu Domnul. La un alt lucru, un alt exemplu. Dacă la biserică nu ai fost duminică pentru că a plouat, însă marți te-ai dus la film în timp ce ploua, cum crezi că se uită Dumnezeu la lucrul ăsta?
Da, dacă nu vrei să pui film, că închizi cinematograful, să-ți faci unghiile. Asta pentru surori. Sau pentru băieți, să te joci pe PS4, FIFA 21. Dacă la biserică nu vii că plouă, dar în timp ce plouă te duci să faci lucrurile astea, scumpilor, Dumnezeu, vreau să vă spun clar, se uite la detalii. Ele sunt Dumnezeu al detaliilor. Dumnezeu nu cântărește doar ceea ce faci, El cântărește și atitudinea și motivația și inima cu care faci ceea ce faci. El este un Dumnezeu al detaliilor care cântărește și măsoară chiar și cuvintele pe care noi le rostim. Dumnezeu este un Dumnezeu care se uită la ce fel de inimă avem când venim înaintea Lui. No, dacă ai cumpărat cele flori cuiva, ca să impresionezi. Dar când vii înaintea lui Dumnezeu, nu ești gata să dăruiești înaintea Lui. La fel de mult, ci vii cu resturile tale. Înțelegi? Dumnezeu cântărește lucrul ăsta. Dacă atunci când mergi cu mașina sau la vreun concert secular, nici nu e bine să mergi la concert secular, dar mai merg unii, ești mai implicat în cântare, mai tare decât la închinare duminica. Adică te duci cu mașina și ești pe alt canal în afară de 92:2 și ești implicat acolo în ceea ce se cântă și duminica când vii la biserică stai așa într-un spirit plictisit. Vezi, tu dăruiești oamenilor mai mult decât îi dăruiești lui Dumnezeu. 6 pentru dimineața de azi am scris-o în timpul închinării în această dimineață, e cu dedicație pentru Biserica Lumina. Dacă stai pe nerăsuflate, nemișcat câteva ore pentru serialul tău care este super captivant, dar nu poți rezista 50 de minute să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum privește Dumnezeu lucrul ăsta? Și eu știu, scumpilor, lucrurile astea pot să fie ofensatoare. Și de multe ori spunem, hai că nu-i chiar așa, vreau să vă spun, este chiar așa, exact cum auziți. Noi mergem la restaurant și ne plângem dacă serviciile sunt proaste. Să stai la masă și 40 de minute să nu te bage nimeni în seamă? Cum te simți? Spun cum te simți. Te simți nerespectat ca și client. Dacă îți aduc mâncarea rece și lâncezită, cum te simți? Cum ar fi să stai la rândul ăla la McDonald's, ok? O jumătate de oră stai la McDonald's și când ai ajuns la rând, să-ți dea cartofii reci. E nasol, cartofii reci la McDonald's sunt nașpa. Cum ar fi să stai și să-ți comanzi pizza și să stai 2 ore, că e firma aia de pizza super meseriașă, dar care livrează foarte greu. Și peste 2 ore ajunge la casa ta și ești așa... Nu mai vine pizza și auzi soneria și în sfârșit ți-a livrat pizza la casă și când o deschizi, este rece și te uiți așa la salam și deja e așa scorojit. Pentru că a stat mult. Cum te simți? Vă spun cum te simți. Te simți nerespectat. De ce te simți așa? Deoarece valoarea investită de tine e mai mare decât îți oferă ei la schimb. Cum ar fi să mergi la restaurant și vin și ți se servește ciorba? Super! Ciorbă de ce vrei tu? Aia care îți place ție. Și observi când bagi lingura în ciorbă că sunt câteva fire de păr. Și îl chem repede pe chelner să vină, să vadă ce ți-a adus. Și chelnerul așa, liniștit, își bagă mâna în ciorba ta, îți scoate firele de păr afară și spune enjoy your meal, sau poftă bună, în limba noastră maternă. Și ce spune Dumnezeu Maleahi 1? Așa mă simt eu. Așa mă simt eu. Când voi faceți lucrurile astea înaintea mea. Așa mă simt eu, respectat de voi. La întâlnirile importante nu poți să întârzi. Și am auzit de multe ori scuze asta. A trebuit să mă ocup de copii, să mă machez, etc. Aha, serios, la lucru, la întâlnire. Când ai o întâlnire importantă, sunt convins că nu mergi nemachiată, nepregătită. De ce ne permitem când vine vorba de Dumnezeu să lăsăm lucrurile așa și când vine vorba de alții, pentru că Dumnezeu se uită la lucrurile pe care le facem și dacă dăm mai mult respect oamenilor decât îi dăm lui respect, îi spune, mă dezonorați, mă desconsiderați pe mine, resturi ale timpului nostru. Și ăsta e un lucru care m-a cercetat direct și pe față. Dragilor, să știți că Dumnezeu cataloghează și consideră că îi dai resturi ale timpului tău atunci când,
Înainte de culcare, când ești lipsit de vlagă, obosit, defocalizat, când nu mai ai nicio agendă, dintr-o dată te rogi și tu 30 de secunde, toată rugăciunea ta pe ziua aia și adormi rugându-te. Și tu spui, știi ce spui? Hei, măcar ți-am dat și ție ceva. Scump lor, Dumnezeu nu. Dumnezeu spune, eu nu primesc lucrul ăsta. Vă zic foarte clar, în Scriptură, s-a uitat la unii care au adus ce au vrut ei și au spus, măcar ți-am adus ceva și a spus, nu primesc lucrul ăsta. Nu primesc de la tine asta. S-a uitat la jertfa lui Cain și a spus, îmi pare rău. Jertfa asta nu este o jertfă de care eu sunt vrednic, Cain. Na, sunt unii neinteresați să aducă ceva lui Dumnezeu ca și răspuns. Sunt unii neinteresați. Vin la adunare și stau neinteresați. Și sunt unii care vor să aducă ceva lui Dumnezeu, dar vor să aducă ceva în termenii lor. Și eu cred că este o vreme în care Dumnezeu vorbește clar că El nu primește orice. Scumpe, jertfele noastre trebuie să fie jertfe sfinte. Slujirea noastră trebuie să fie o slujire curată. Oricât de mult ne scuzăm că am făcut și am slujit înaintea lui Dumnezeu, dacă slujirea noastră nu este făcută în curăție și în sfințenie, vă spun că rodirea noastră este nulă înaintea Lui. Asta spune El în cuvântul Său. El vine și spune, mă desconsiderați, mă dezonorați, pacea veniți la mine să vă dau favoruri. Da, ai timp de telenovele, Facebook, Insta, ce spun alții despre tine pe acolo, însă n-ai timp de ceea ce gândește Dumnezeu despre tine, citind Scripturile. Știi că ori de câte ori citești din Scriptură, descoperi ceea ce gândește Dumnezeu despre tine, ceea ce e mult mai important decât ce-i gândesc toți ceilalți despre tine. Dar stai toată ziua să vezi ce-i gândesc ceilalți despre tine, prin tot felul de chestii media și nu stai să vezi ce gândește Dumnezeu despre tine. Vă spun că trăim în vremuri în care nemulțumirea cel mai mult vine din acea zonă media în care stai și te uiți la toți ceilalți care au, care sunt pe nu știu unde, care și încetul cu încetul în timp te stai ore în șir și vezi, bă, na, uite-mă ăștia în weekend, iară sunt la mare, man. Ia uite ăștia, iară sunt prin Asia. Ia uite ăștia, ce mașină și-au luat. Ia uite ăștia, ce... Și eu freză și-au făcut. Și eu amărâtul de mine stau și muncesc toată ziua și n-am nimic. Și încetul cu încetul, să știi că acolo este mediul în care cultiv cel mai mult nemulțumirea, care e o închinare la cel rău. În loc să stai în cuvântul Lui Dumnezeu și să afli ce spune El despre tine. Crede-mă, când cunoști gândurile Lui Dumnezeu despre tine, despre viața ta, te simți cel mai bine. Cel mai bine te face să simți ceea ce știi că Dumnezeu gândește cu privire la tine și cu privire la viața ta. Chiar și închinarea noastră, când e așa de apatică, sincer, suspectez că e mai degrabă pentru cei care conduc închinarea decât pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este vrednic de mult, mult mai mult. Mult, mult mai mult. Și când venim la adunare, nu venim să ascultăm predici, ci venim să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru care vorbește inimii noastre în mod personal. Când venim la adunare, nu venim să ascultăm o trupă de închinare, ci venim să-i dăm noi laude celui care este vrednic să primească laudele noastre. Și Domnul vine și continuă cu ei. Continuă că și așa de multe aspecte sunt legate de biserica din ziua de azi, vă spun. El vine și spune, pângăriți închinarea prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Și apoi El zice, voi ziceți, ce mai osteneală, ce mai osteneală, cât de mare oboseală e ceea ce facem în fiecare zi. Era ceea ce spuneau preoții și vă explic puțin versetul ăsta. Preoții se plângeau că sunt obosiți. Pentru că în fiecare zi era aceeași rutină la templu. Și era ceva dificil să tai animale în fiecare zi, să te mâzgălești cu sângele acelor animale, te stropea pe haine, în fiecare zi trebuia să faci această spălare și omorai animale în fiecare zi. Asta era slujba ta, să omori animale, ok, să le curezi de măruntaie, să faci toate lucrurile astea și măruntaia animalelor nu sunt Chanel, când despici un animal nu miroase deloc bine, era nasol. Și vin și spun, Doamne, suntem obosiți de lucrurile astea, suntem plictisiți de lucrurile astea, slujirea asta e mult prea mult pentru noi, mult prea grea pentru noi. Ce mai rutină?
Dar vă zic că noi am transpus lucrurile astea, dar într-un mod diferit, cu toate că noi nu avem nici pe departe munca pe care aveau oamenii respectivi. Și vă zic, la noi știți cum e transpus? Cine cântă duminica asta? Aș vrea să știu. Dacă poți să-mi spui cu vreo 2 săptămâni înainte. Sunt oameni în biserică, nu mă mai întrebați, care mă întreabă, duminica asta cine cântă? Duminica asta cine predică? Auzi, vreau să știu programul tău, ești pe aici, următoarele duminici? Sincer, nu știu dacă neapărat mă întreabă de bine sau de rău, dacă sunt plecat sau sunt acasă. Scumpilor, să vorbești despre un spirit în care, auzi, dacă nu e ce mă gândesc eu, știi ce? Cred că m-aș duce altundeva. Domnul vine și spune, după toate lucrurile astea, veniți înaintea mea și cereți favoruri, favoruri. Și eu nu vă dau favoruri, pentru că nu mă simt onorat, nu mă simt respectat. Să știți că nici noi nu dăm favoruri celor care știm că nu ne respectă, nu ne onorează. Ori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu vrednic de respectul nostru. Știți povestea fetei care niciodată nu apărea nicăieri în public cu mama ei? Nici la școală, nici la piață, nici în parc, nici la plimbare, nici în prezența prietenilor, niciodată nu vroia ca să fie împreună cu mama ei. De ce? Deoarece mama ei avea o cicatrice urâtă în partea dreaptă a feței, care o făcea să arate urât. Da, nu i-a zis niciodată nimic mamei și nici mama nu i-a spus niciodată fetei de ce avea cicatricea respectivă și doar evita de fiecare dată contactul mamei cu cei din jur. Și la un moment dat mama s-a simțit rău, prost și a trebuit să o confrunte cu situația și a întrebat-o, de ce nu mă duci în preajma prietenilor tăi? De ce nu ieșim niciodată în public amândouă? De ce nu mergem la cumpărături împreună? De ce nu mergem în parc împreună? De ce nu stăm împreună? Și fetița, simțindu-se pusă la zid, i-a mărturisit și a spus, cicatricea ta, sincer. Oamenii se focalizează așa de mult asupra ei, cumva mi-e puțin rușine să ies cu tine să-mi aduc prieteni în casă, deoarece arată nasol. Și oamenii vorbesc și râd de mine pe la spate legat de lucrurile astea. Și mama spune, hei, trebuie să avem un moment în care să-ți explic ceva. Ia loc să-ți explic ceva. Și spune fetei lucrul ăsta. Când erai bebeluș, într-o zi lucram în grădină și pe când mă întorceam am observat căsuța noastră e în flăcări. Și singurul lucru la care m-am putut gândi era copilașul meu. Aceea ce se gândește orice mamă, dacă ar fi într-un astfel de context, copilașul meu, înăuntru în casă. Am alergat cât de repede am putut și când am ajuns în casă, te-am luat repede și când se ies afară, o grindă care arsese de multă vreme s-a desprins și m-a lovit exact în cap. Cu ultimele puteri m-am chinuit pur și simplu să te scot afară din casă și să mă asigur că ești ok. Dar grinda respectivă din cauza celei grinzi, mi s-a aprins părul frumos care l-aveam și mi-a ars toată partea dreaptă a feței. Dar cicatricea asta pe care o port este ca tu să trăiești. Cicatricea asta pe care o am este ca tu să nu suferi. Tu ai fi putut muri în acea zi dacă nu eram să-mi sacrific viața pentru ca tu să trăiești și să fii vie și să fii normale, să fii sănătoasă. Și mama îi spune fetiței ori de câte ori te simți în felul ăsta, adu-ți aminte că aceste cicatrici sunt semnul dragostei mele față de tine. Dragilor, noi trăim într-o generație în care îl facem pe Dumnezeu să se simtă în felul ăsta. Dumnezeu pe care nu-L mai mărturisim, cu care nu ne mai lăudăm, Dumnezeu cu care încercăm noi să trăim în ascuns. Vedeți, Dumnezeu a ales, știți ce? Să poartă semnele cuielor în eternitate pentru noi. Știți, Dumnezeu ar fi putut într-o clipă să facă să dispară tot. Este creatorul corpului, trupului uman. Dumnezeu în istoria oamenilor a putut să facă ca o cicatrice să dispară complet, să fie pur și simplu dispărută. Dar El a ales să rămână cicatricile Lui pentru veșnicie, ca și semn al dragostei Lui pentru fiecare dintre noi.
Ar trebui din nou să ne aducem puțin aminte despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în viețile noastre. Și în dimineața asta am anunțat lucrul ăsta și nu știu câți dintre voi sunteți pregătiți, dar vreau să stăm împreună la masa Domnului. Și ar fi bine pentru câteva clipe să ne gândim, Doamne, cât de mare este respectul meu față de Tine? Și dacă nu știi să dea un răspuns, e ușor să cântărești. Cântărește prin cât de mult îi dăruiești Lui viața ta. Cât de mult ești dispus să sacrifici pentru El. Trăim într-o generație care pe mine mă sperie. Am citit cu 50-60 de ani în urmă frații predicatori. Mergeau cu bicicleta 50-60 de kilometri pe sate la... nu la o biserică de 10.000 de membri, nu. Mergeau la 5 frați. 5 frați în vârstă. 3 babe și 2 moși care aveau nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și mergeau în ploaie, mergeau pe secetă, în mijlocul verii și făceau lucrul ăsta în fiecare săptămână. Mergeau, plecau dimineața la 5 și ajungeau seara la 10. După 2 servicii era istovit după 50 de kilometri de mers cu bicicleta. Și, scumpilor, nu ți se oferea nimic. Nimic, era pură dragoste pentru Dumnezeu, era pură dragoste pentru Dumnezeu. Oamenii umblau într-o altfel de binecuvântare decât suntem noi obișnuiți astăzi. Da, lumea vestică e criminală pentru noi, sincer. Chiar oameni din vest să vină și să... oameni de succes din vest, îi chem în România să slujească, ei vin și spun o grămadă de condiții. Și eu personal am întâlnit oameni care ne-au spus, hei, câteva zeci de mii de dolari vă costă să fim la voi. O să slujim o oră, ok? Nu o să ne rugăm pentru nimeni și vrem să stăm la hotel de 5 stele și dacă se poate să ne plimbați și cu limuzina prin oraș. Așa venim să slujim pe Dumnezeu. Nu, așa nu vii să slujești pe Dumnezeu. Așa vii să te slujești pe tine, probabil, dar nu pe Dumnezeu. Și trăim vremuri în care ne este greu, pur și simplu, ne este greu. Să facem efortul să venim la adunare, că ne putem ruga și închina și acasă. Nu, scumpilor, Dumnezeu avea clar în Scripturi că poporul trebuie să se înfățișeze la templu înaintea lui Dumnezeu. Era clar în Scripturi. Toată lumea de unde era din Israel, de prin toate părțile Israelului trebuia să meargă la templu. Și nu era la templu la câțiva metri. Nu. Nu le era greu, pentru că știau că asta este ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Ne este greu să venim din diferite părți ale orașului, să fim împreună. Nu. Asta este doar ceva ce trebuie schimbat în ființele noastre. Ne este greu să fim atenți, ne este greu să dăm, să dăruim din banii noștri, ne este greu să facem multe lucruri și este o vreme în care Dumnezeu vine și strigă cu putere bisericii sale. Mă simt desconsiderat, mă simt necinstit de voi. Și vă spun ceea ce v-am spus în dimineața asta, am împărtășit cu generația tânără. Nu știu câți dintre ei au auzit ceea ce am spus, dar vă spun că Dumnezeu așteaptă de la noi reverența noastră și El se simte iubit în măsura în care noi ne oferim, ne dăruim Lui. A fost o zi când ne-am jurat nu doar credință, ci supunere deplină, adică că nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru a ne dărui pe deplin Lui. Ne plac mult ideile astea, Dumnezeu să jertfi, să da pentru noi. Ne simțim bine pentru că știm că atât de valoros suntem. Și este un adevăr. Dar în același timp, răspunsul nostru trebuie să fie la fel. Dragilor, tot cerul jubilează când oamenii îi dau lui Dumnezeu un răspuns în măsura a ceea ce L-a făcut pentru noi. Să știți că dacă vrei să fii cunoscut în cer și să fii o bucurie în cer legat de un om ca și tine, dacă vrei să stârnești aplauze, dacă vrei, în ceruri, aplauzele sunt stârnite atunci când te sacrifici pentru El, când jertfești înaintea Lui, când ai ce ai. Nu când faci jertfe de alea despre care David zice, eu nu o să fac așa ceva, jertfe care nu mă costă nimic, ci când îi dăruiești Lui ceva ce te costă, ceva la care ții, ceva ce prețuiești. De aia suntem chemați să ne dăruim copiii Lui. Pentru Dumnezeu știe că noi prețuim lucrul ăsta și când spui, Doamne, copilul meu este al Tău și ți-l dau ție,
tu încredințezi ceva prețios lui. Credințezi ceva prețios lui. La dimineața asta mi-ar place să ne aducem aminte că El a făcut lucruri mărețe pentru noi. Lucruri mărețe pentru noi. Și răspunsul nostru ar trebui să fie la fel. El a făcut lucruri mari pentru tine. El este ca și acea mamă care s-a jertfit ca tu să ai viață. Și ori de câte ori în jurul tău vin unii și alții și vorbesc despre Dumnezeu într-o formă și într-un fel în care nu este vrednic, tu, nu lua parte la lucrurile alea și nu sta nepăsător și în rușine de Dumnezeul tău, ci indiferent cât te costă, tu spune-i, El este Dumnezeul meu. El este Cel care s-a jertfit pentru mine. Poate arată urât pentru tine cu cicatricile astea, dar este Cel mai frumos pentru mine. Vezi, Dumnezeu ne schimbă optica când înțelegem cum stau lucrurile. Ne schimbă optica. Din ceva ce priveam într-un fel, pentru că ne era rușine și teamă de ce spun ceilalți, în ce sunt mai teamă și rușine și să fii lângă ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, pentru că îl privești diferit. Avem nevoie de o optică nouă. Vreau ca și adunare sfântă să stăm acum înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, în casele noastre, pentru că vine acest moment în care ne împărtășim cu Dumnezeu și ori de câte ori ne împărtășim cu Dumnezeu, de fapt, noi declarăm, noi spunem, Doamne, eu îți aparțin ție și vreau să continui împreună cu tine. Să știți că atunci când poporul evreu ia cina Domnului, când ei iau cina Domnului, când ucenicii iau cina Domnului, toată cina Domnului este o imagine a ceva care aparține nunții evreiești. Când mirele mergea la mireasă și întindea paharul din care ea trebuia să bea, sorbirea din pahar însemna o să fiu împreună cu tine, indiferent de circumstanță, indiferent de ce va fi, indiferent cu ce mă voi confrunta, indiferent ce va sta înaintea mea. Dar dacă în dimineața să ne împărtășim cu Dumnezeu, în timp ce te împărtășești cu Dumnezeu, tu poți să faci această declarație, Doamne, vremurile sunt grele. Vremurile sunt grele. Poate ți-ai pierd slujba, poate ești într-o situație în care nu știi ce va fi mâine, peste o săptămână, peste o lună, dar tu ai încredințat viața ta lui Dumnezeu și în timpul acestor vremuri grele e bine ca nu tu să te zbați, ci tu să te supui. Să spui, Doamne, Tu ești în control. Tu ești stăpânul meu, am declarat că Te am pe Tine ca și Domn și cu Tine vreau să umblu, indiferent ce va fi. Nu mă tem de nimic, nu mă tem de niciun rău. 1000 să cadă la dreapta mea, 10.000 înaintea mea, nu mă tem. Molima să fie în jurul meu, nu mă tem de nimic, pentru că Tu ești Dumnezeul meu. Vezi, când luăm cina Domnului, este o declarație, să știți. Este o declarație pe care o facem înaintea întregului univers. Că noi suntem ai Lui și că noi continuăm împreună cu El. De asta facem lucrul ăsta. Ca să declarăm în mod continuu că indiferent care sunt circumstanțele vieții, ne umblăm în continuare cu El. Vreau câteva clipe, fiecare dintre noi să stăm înaintea Domnului și fiecare dintre noi să ne gândim puțin la Doamne, Ți-am oferit Eu Ție totul. Ți-am oferit Eu Ție ce am mai bun. Când vin să fiu cântărit de Tine în casa Ta, când vin înaintea Ta, când mă înfățișez înaintea tronului Tău, poate Dumnezeu să spună despre mine, despre Tine, despre noi. Îmi găsesc plăcerea în Tine pentru că mă onorez. Îmi găsesc plăcerea în Tine pentru că mă respecti. Îmi găsesc plăcerea în Tine pentru că văd că Te străduiești să-mi dai ce ai mai bun. Îmi găsesc plăcerea în Tine pentru că văd că pe buzele Tale și în inima Ta este acest respect, este această reverență față de mine ca și Dumnezeu al Tău. Pentru că vă spun în această dimineață, oricât de mult am alergat și ne-am dorit să experimentăm, să simțim dragostea lui Dumnezeu, ea nu poate fi simțită și experimentată dacă nu avem onoare și respect față de Dumnezeu. Pentru că este o lege supranaturală, o lege eternă, în care omul poate să experimenteze, să simtă dragostea
în măsura în care se dăruiește, în măsura în care îi dă închinare Lui. Pentru că a te închina înseamnă să-i dai respect și onoare, înseamnă să-i arăți dragoste. Să te închini înseamnă să oferi în mod sacrificial lucruri Lui Dumnezeu. Și în măsura în care facem lucrul ăsta, El vine și răspunde și noi simțim acea dragoste, acea pace, acea revărsare a prezenței și a puterii Lui Dumnezeu. Vine în urma răspunsului pe care noi îl dăm Lui Dumnezeu.